Bine v-am găsit la News Bites! Începem episodul de astăzi cu bateriile încărcate. Astăzi află cum îți poți încărca telefonul cu ajutorul ochelarilor, descoperi ce fel de ghiozdan este acela care ți încarcă cu energie tableta și cunoaște un nou model de telefon curbat de la Samsung. Stai aproape! Ochelarii sunt probabil accesoriul cel mai expus la soare. Totuși, odată ce dispare soarele, aceștia sunt scoși și puși deoparte. Un student din San Francisco a decis însă să facă și mai avantajos purtatul ochelarilor. Tânărul a creat un prototip de ochelari dotați cu mici panouri solare, asta însemnând că în timp ce profitați de soarele de afară, ochelarii voștri se alimentează asemenea unui acumulator. Spre seară, când nu veți mai avea nevoie de ei, în loc să-i ascundeți în geantă, îi puteți conecta la un iPhone. Cum adică la ce bun? Energia dobândită de ochelari pe parcursul întregii zile va fi destulă pentru a reîncărca pe deplin bateria. La moment, ochelarii se află în stadiu de proiect, iar prețul încă nu a fost anunțat. Este cert doar faptul că tehnologia se va aplica în cea mai mare parte pe ochelarii Ray-Ban. Ce crezi tu? Cât de mulți ai dori astfel de ochelari? Așteptăm opinia și comentariile tale postate chiar sub acest video. Așadar, ochelari cu panouri solare avem deja. Dar ce facem dacă avem nevoie să încărcăm nu doar iPhone-ul, ci și iPod-ul sau tableta? Compania Tilt vă prezintă ghiozdanul care servește drept stație de alimentare. În engleză îi zice The Energy Backpack. Cu un acumulator de 10.400 mAh, acesta poate încărca fără nicio problemă bateria a 4 smartphone-uri și a unei tablete. Mai mult, ghiozdanul are spații prin care cablul poate fi scos în afară, ceea ce înseamnă că puteți utiliza telefonul chiar în timp ce acesta se încarcă. Cei de la Tilt nu au uitat nici de siguranța dispozitivelor, așa că ghiozdanul va fi prevăzut cu compartimente protectoare pentru telefon, tabletă și chiar laptop. Prețul unui astfel de ghiozdan multifuncțional este de $200. Mult, puțin, decide fiecare. După cum vă spuneam în episoadele precedente, compania sud-coreană Samsung se manifestă foarte activ pe piața smartphone-urilor cu ecrane curbate. Și asta chiar dacă nu au explicat încă la ce sunt bune concret noile dispozitive. Cu toate acestea, Samsung a prezentat recent patentele unui nou model de telefon care se va numi Samsung Yo și nu va fi în întregime curbat, ci doar pe o singură parte. Cu ajutorul acestei părți laterale va fi mult mai rapidă deblocarea telefonului, fiind nevoie doar să apăsăm cu două degete pe partea laterală a dispozitivului. Un alt avantaj al acestui tip de ecran ar fi listarea mult mai comodă a paginilor unei cărți, ale unui browser sau listarea grupurilor de contacte din telefon. Totodată, partea curbată a telefonului va servi drept loc pentru anumite obiecte din sistem pe care nu avem nevoie să le vedem în permanență pe ecran. Având în vedere că patentele acestui telefon deja au fost înregistrate, se așteaptă ca primul anunț despre producția lui să aibă loc în această iarnă, în cadrul conferinței Consumer Electronics Show 2014. Iar acum rubrica știri pe scurt. Google lucrează la o nouă tehnologie care ar presupune eliminarea din internet a tuturor linkurilor ce duc spre materiale în care se atestă abuzul față de minori. Apple sistează pentru o perioadă nedeterminată producerea iPhone 5 la una din fabricile Foxconn din nordul Chinei. Pe internet au apărut imagini neașteptate cu noua tabletă de la Google, Nexus 10. Aceasta ar urma să fie lansată pe 22 noiembrie. Stați cu ochii pe NewsBytes pentru a afla mai multe detalii. Acesta a fost episodul News Bites de miercuri. Vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm cu opinii și comentarii pe pagina de Facebook a Starnet și pe contul nostru de YouTube, unde vă puteți abona pentru a fi la curent cu ultimele știri despre gadget-uri și IT. O săptămână reușită, pe curând!